Salutare dragii mei și bine ați venit pe canalul O Pictură pe Zi. Eu sunt Albert și astăzi vreau să pictez și vreau să vă arăt și vouă cum puteți să pictați o picturică foarte simplă de primăvară și anume două crenguțe cu floricele de cireș pe ele. Așa, o picturică de primăvară frumoasă, sper să vă placă. Nu uitați, înainte de orice altceva, apăsați butonașul de like, clopoțelul de notificări și abonați-vă în caz de nu sunteți abonați și vreți să-mi urmăriți tutorialele. Pentru cei care vor să mă aștepte cu bănuți, o puteți face devenind ori membri ai canalului și puteți dona o sumă modică în fiecare lună până când doriți să vă opriți, sau puteți dona o singură dată sau prin funcția YouTube-ului de super mulțumiri. Vreau să mulțumesc celor care deja sunt membri, celor care deja mă ajută cu bănuți. Sunteți minunați și datorită vouă pot să continui să creez și să postez tutoriale pas cu pas de pictură gratuită la noi pe YouTube-ul nostru românesc. Așa. Acestea fiind spuse, haideți să vă trec un pic în revistă materialele. Folosesc un carton pânzat pe care pictez, de dimensiune 24x30 cm. Folosesc culori acrilice, pensule din păr sintetic. Pe lateral le-am lipit așa un scoș de hârtie ca să blochez cumva ca o ramă, care la final o dau la o parte și rămâne așa alb. Asta e preferință proprie. Adăugăm apă în diluția vopselei când este nevoie. Și mai întâi începe cu fundalul. O să aveți mereu în partea stângă numele culorilor. Uitați cum scrie aici, Titanium, White și Fuchsia. Culorile pe care le folosesc, așa cum sunt ele scrise pe butercuța lor, sunt... nu e neapărat nevoie să folosiți culorile care le folosesc eu. Chiar nu recomand lucrul ăsta. Pictați cu ce aveți și încercați să creați culorile care nu le aveți. Iar dacă le aveți, cu atât mai bine folosiți-le. Dar nu este obligatoriu să le aveți și să le folosiți. Așa. Eu decât le trec pentru cei care vor să știe exact denumirea culorii pe care o folosesc. Am făcut mai întâi fundalul, vedeți, de la un negru albăstru în partea de sus până la un... undeva la jumătate mai deschis, un albastru deschis, roz deschis și apoi un fucsia în partea de jos, ca și fundal, ca și cer de noapte. Și o să facem crenguțele cu un maroniu deschis combinat cu negru. O să facem și luna mai întâi, că vrem să facem crenguțele peste lună. O să facem un gerculeț, o să-l colorăm cu alb. O să facem câteva steluțe și apoi o să facem crenguțele de la copacel, v-am spus, cu maroniu și cu negru. O să facem zonele de highlight pe crenguțe cu maroniu combinat cu alb. Și apoi o să facem frunzulițe, verde cu galben, în diferite proporții. Și floricele, un magenta cu un alb, la fel în diferite proporții. Și cam asta este picturica de astăzi, dragii mei, este o picturică foarte simplă, pe care nu aveți de ce să nu o încercați să o realizați, indiferent cum vă iese. O chestie vreau să vă mai adresez, nu contează cum vă iese, foarte mulți din voi îmi spuneți în comentarii, îmi spuneți pe Facebook că nu iese ca la mine, că nu iese ca imaginea de referință, nu are cum să vă iasă ca imaginea de referință, vă iese la nivel cu abilitatea pe care o aveți voi la momentul de față, pur și simplu, dacă vă ieșeți începător, nu are cum să vă iasă ca... cuiva care, eu știu, pictează poate de ani și ani și ani. Trebuie să fim realiștiți și singura comparație pe care o putem face realistic este să ne comparăm pe noi cu noi înșine o varianta noastră din trecut. De exemplu, cum pictam acum un an? Ce puteam să fac? Puteam să fac chestia asta. Și anul ăsta unde? Am tot pictat în anul ăsta și unde am ajuns? Păi uite, pot să fac chestia asta și asta. Ah, da, deci am progresat. Cam asta este ideea și cam asta este comparația pe care o putem face realistic. Dar și oricum, și pe lângă asta vreau să vă spun să nu puneți presiune pe voi, nu vă stresați, nu contează neapărat cum iese picturica, deși e important să iasă și drăguț, să ne bucure, dar e mai importantă decât destinația este călătoria, să zicem așa, este important momentul când pictăm, când ne relaxăm, când creiem, când pur și simplu ne lăsăm eu-ul creator să joace, să zic așa, pe pânză și să creăm ceva care ne bucură. Acestea fiind spuse, dragii mei, o să continui cu clipul. Vă urez în continuare să aveți o săptămână minunată, o primăvară minunată, sărbători de Paște care se apropie ușor, ușor, cu pași repezi chiar, să le aveți minunate, fericite, liniștite, alături de cei dragi și o să ne auzim data viitoare cu un nou tutorial. Până atunci, vă las cu acesta și vă urez vizionare plăcută!